tot ce scrie... Da, domnul Orwell e domnul campion Orwell mondial. Merită. Da. Până atunci însă putem să ne inspirăm din ce a scris domnul, pentru că dacă nici el nu e șef pe creativitate, nu știu cine mai e, aproape înspăimântător, cred că se produce o schimbare de paradigmă. Opa, ai zis paradigmă, zis cuvântul lui Sârbu. Mare grijă. Oh my God. Delete asta la montaj, delete, da? Delete, delete. Deci altceva decât paradigmă, găsiți pe un sinonim. Cu toate astea, noi devenim din ce în ce mai anonimi. Dar anonimi de ce? Pentru că suntem uniformi. Pentru că nu mai avem contur, nu mai avem relief. Suntem toți la fel, ne îmbrăcăm la fel, avem aceleași gusturi, ascultăm aceeași muzică, vorbim în același fel. Sper că l-ați văzut pe Robert Negoiță vorbind despre copaci. Are, cred că, 18 cuvinte cu totul, bietul om. Asta e. El este primarul nostru, edilul. Deci, practic, imaginează-ți viața lui Orwell în această perioadă. Se ducea, pleca dimineața, își săruta soția, pa, iubitule... Du-te la luptă! Da, spor la serviciu. Spor la război! Un pachetel aici, el da. Îi făcea sandvișulețul. Ăsta își lua de sagă, pușca pe umăr, se ducea la liceum, se cheamă, clădirea respectivă, urca pe acoperiș, scotea cărticica și începea să citească. Din când în când rămânea fără bere sau fără țigări. Și pe acoperișul clădirii de alături erau dușmani. Și din când în când, când rămânea fără țigări, se ridica și făcea: băieți, nu mai am țigări, voi mai aveți bere? Nu mai avem. Și el le arunca bere și ei aruncau țigări. Barcelona era o urâțe, era copșa mică. Deci asta era Barcelona în 1900. Era un oraș murdar cu, lasă holeră și boli, port, da. Prostituție, sifilis. Astăzi vom vorbi despre Eric Arthur Blair. Ah, îți spune ceva numele ăsta? Îți dai seama că îmi spune că am citit ce ai așa, dar altfel chema, dacă... Dar altfel dacă n-ai fi știut că astăzi vorbim despre George Orwell, numele ăsta nu ți-ar fi spus mare lucru. Absolut. Cred că trebuia să păstrezi informația asta pentru date cu da, autorul. Frate, nu, exact. Nimica, lasă. Am dat-o pe asta, trebuie să fim creative la date cu autorul. Până atunci însă putem să ne inspirăm din ce a scris domnul, pentru că dacă nici el nu e șef pe creativitate... Nu știu cine mai e, aproape înspăimântător. Nu am putut hotărâ dacă să vorbim despre ferma animalelor sau despre 1984. Ține mai sus, să se vadă la cameră. Iată. Așa că am găsit, din fericire, această ediție a editurii Corint. Corint are o colecție care se numește Clasice ai literaturii și care a avut inspirația să adune ambele titluri în aceeași... Și care are coperta lui Bosch, frate. Și care are și coperta exact. Lui Bosch. Da. Exact. Deci dacă n-ar fi avut coperta lui Bosch, poate că cine știe, dar așa merită. Merită oricum. Tot ce scrie... Da, domnul Orwell e domnul campion Orwell mondial. Merită. Da. Și iată o mostră. Porcii le-au adus tuturor la cunoștință faptul că, pe parcursul ultimelor 3 luni, învățaseră să scrie și să citească dintr-un abecedar vechi, care le aparținuse copiilor domnului Jones și pe care îl găsiseră zvârlit pe movila de gunoi. Napoleon a trimis după câteva cutii cu vopsea neagră și albă și s-a urnit în fruntea tuturor spre poarta din 5 drugi, care dădea în șoseaua principală. Apoi Snowball, căci Snowball se pricepea cel mai bine la scris, a apucat o pensulă între cele 2 unghii ale copitei, a acoperit ferma Conacul de pe drugul de deasupra și a scris în loc Ferma Animalelor. Acesta avea să fie numele fermei de atunci încolo. Apoi au făcut cu toții cale întoarsă la acareturile fermei, unde Snowball și Napoleon au trimis după o scară pe care au sprijinit-o de peretele din spate al hambarului celui mare. Ei au explicat că, pe parcursul studiilor întreprinse de ei, rețida, în ultimele 3 luni, porcii izbutiseră să rezume principiile animalismului în 7 porunci. Aceste 7 porunci urmau să fie scrise acum pe perete și aveau să constituie o lege de nestrămutat, după care toate animalele de la ferma animalelor urmau să trăiască pe vecie. Întâmpinând oarecare dificultăți, pentru că un porc nu-și poate menține lesne echilibru pe o scară, Snowball s-a cocoțat și s-a pus pe treabă, în vreme ce Squealer stătea cu câteva trepte mai jos, ținând cutia cu vopsea. Poruncile au fost scrise pe peretele gudronat cu litere mari și albe, care puteau fi citite la 30 de metri depărtare. Ele sunau astfel:
Cele 7 porunci. 1. Orice merge pe 2 picioare e dușman. 2. Orice merge pe 4 picioare sau are aripi e prieten. 3. Niciun animal nu va purta haine. 4. Niciun animal nu va dormi într-un pat. 5. Asta e dureroasă și pentru specia umană, să știi. 5. Niciun animal nu va bea alcool. 6. Niciun animal nu va ucide un alt animal. 7. Toate animalele sunt egale. Totul era scris cu mare grijă și cu excepția faptului că prieten fusese scris preiten și că unul dintre s-uri fusese desenat pe dos, ortografia era impecabilă de la un cap la altul. Exact așa e și povestea asta, impecabilă de la un cap la altul. Da, absolut. Ce trebuie să zic? Ce vrei tu? Ce trebuie să zic? Tot jurnalist. Tot jurnalist. Ce ne facem, fetelor? Păi, cred că totuși ori găsim noi cumva, e ceva foarte straniu. Adică, iată un alt jurnalist care a ajuns să... Da, uite, poate că există o explicație și în zona asta, pentru că e caracteristic perioadei, pe de-o parte. Acum, dacă stau să mă gândesc bine, ultimii, cei mai noi scriitori pe care i-am descoperit, cred că se produce o schimbare de paradigmă. Opa, ai zis paradigmă, zis cuvântul lui Sârbu. Mare grijă. Oh my God. Delete asta la montaj. Delete, da? Delete, delete. Deci, altceva decât paradigmă, găsiți pe un sinonim. Cei mai mulți dintre noi scriitori pe care i-am descoperit vin din zona IT. Serios? Da. Noi, ca foste jurnaliste, nu putem să mai facem decât scriitori IT-iste, nu mai avem nicio șansă. Nicio șansă. Dar, oricum sunt pământ. Da. Cred că tu te descurci mult mai bine. Da. La IT? Nu la IT? Să știi. Știi cine mai vine din zona IT-ului? Mogulii oligarhii. A, oligarhii. Toată zona de oligarhie. Perfect. Bineînțeles, rusească, bieloruso, ucrainiano, așa. Dar despre asta mai târziu un da, program. Da, în altă poveste, pentru că acum nu vorbim. Dacă ne lansăm în altă direcție, nu e așa? Iar ne ceartă mugur, Orwell, stă peste gheruțe. Orwell e jurnalistul. Întoarce-te la Orwell. Fabulă. Deci hai să spun nu? Cum am aflat. Putem eu. Spune. Eu sunt fabulă, cu siguranță, dacă vrei. Eu sunt din generația aia care în școala generală a studiat franceză și rusă. Hopa! Limba rusă, ia liubliu tebia. Am auzit de Orwell foarte târziu, pentru că nu l-am studiat. M-a prins revoluția în clasa 7-a și mi-aduc aminte că unul dintre primele filme pe care le-a difuzat televiziunea română liberă și independentă. Așa era. Cred că doar liberă se numea. Era liberă și independentă. Da? Și liberă Crede-mă. Și independentă. A fost Ferma Animalelor. Ferma Animalelor, în varianta evident animată. A fost mind-blowing. Pentru mine la vârsta de câți ani aveam atunci, 13. Eu nu mai țin minte cum am dat de el. Cred că mi-a dat nașa mea. Nașa mea, profesoară de română. Din Dumbrăveni, județul Brașov. Și ea mi-a dat o să râzi, nu Ferma Animalelor primul. Ce 1984. 1984. Da, pentru că na, era simțea nevoia să înțeleg ce mi se întâmplă, mult mai trecând de la literar la realitate, trăind în comunism, pe mine m-a prins revoluția în clasa 10-a. Și deci am și ieșit la protest ca să nu mai dau treapta a doua, dar n-am mers. O să revenim probabil la această problemă. Într-unul dintre episoadele viitoare. Da, așa am dat de... Adică eu am început Orwell-ul cu 1984 și pentru mine a fost mai îmbolnit, pentru că era pe vremea lui Piticu când citeam cartea asta. Și faptul că cineva poate să-ți mermelească emoțiile și memoria, în primul rând, îți bagă mâna în cap și îți ciufulește memoria și îți neagă istoria, a fost ceva extraordinar, pentru că mi-amintesc cum mi-a făcut pionieră. În momentul ăla ne-au făcut pionieri la Muzeul de Istorie din Brașov și în spatele nostru era un lanț de daci, voievozi, nu știu ce, Decebal, toată gașca de băiețași și bineînțeles cu Ceaușescu în capăt, care n-avea coroană, dar avea sceptru. Ah, okay. Bineînțeles, pentru că și el era un voievod. Și țin minte că asta a fost șocul citind cartea asta, că de fapt
faptul că cineva îți repetă și îți spune și îți bagă cu lingurița niște informație care contrazice realitatea, contrazice istoria pe care o putea asimila din alte surse, te face până la un moment dat să începi să crezi și să aluneci pe potecuța aia, chiar dacă tu te-ai opus, te-ai ținut de crăcuța adevărului, așa, și ai stat acolo frumos și a venit în timpul ce venea viitura peste tine, exact, de informație. Nu, degeaba, ești la un moment dat o frunzuliță și te duci și ajungi să uiți lucrurile astea pe care tu le știai înainte. Și asta a făcut Orwell, cumva, adică a demonstrat mecanismul. Da. Cât de vicios e doar și cât de profund. Și cât de profund, exact. Pentru și că tu ajungi să te negi. Exact. Exact. Exact, exact, exact. Exact, exact, exact. Exact. Fii atent, o să se întâmple ceva foarte exact și anume iar cineva o să ne aducă aminte că n-am povestit despre ce e cartea. Aolo, 1984? Despre 1984, de ce ar putea să fie? Despre Olimpiadă. 1984, da. sau Ferma animalelor după caz. 1984 este... Care începem? Hai să ne hotărâm. Vorbește tu de Ferma animalelor, că tu ai dat citatul din Ferma animalelor. Am dat citatul din Ferma animalelor. Mi-a fost greu să aleg, aș fi dat din amândouă. Primul meu contact cu Ferma animalelor s-a produs pe calea undelor și pe calea televiziunii. Ce să vezi? Cum ți-am zis, în formă animată. Am simțit la momentul respectiv... Ferma animatelor. Mamă, da. Tocmai mi-am dat seama acum că eram într-un moment extrem de dificil al vieții mele, pentru că, fără să-mi dau seama, eram o victimă a sistemului. Eram viitorul țării noastre, comandant de unitate, tot ce trebuie, fără niciun fel de referință. Am avut discuția asta de multe ori cu mulți oameni care nu înțeleg cum de nu eram conștientă de ce mi se întâmplă. N-ai cum să fii conștient de ce ți se întâmplă dacă e singura realitate care ți se prezintă. Corect, n-ai referințe. N-ai referințe, da. Exact. Nu știi la ce să te... Și totuși, în momentul în care am văzut desenul ăsta animat, ăla a fost momentul în care în capul meu a fost like... Stai puțin, cine sunt eu? Pic, exact. Cine sunt și ce caut aici? Porcu, oaia! Da. Și atunci am căutat cartea, m-am dus în carte. Întâmplarea a făcut să mă întorc la Ferma animalelor de curând, într-un moment în care fiul meu avea aceeași vârstă pe care eu aveam atunci când am citit prima oară Ferma animalelor. Și fiul meu era într-o epocă din asta în care nu prea mai plăcea să citească. Da, toți copiii au și momentul ăsta în viață. Și pentru că nu vreau să-l las să piardă șansa asta, am trecut la un exercițiu care mie mi-e foarte drag și anume al cititului împreună. Și ne-am apucat să recitim, eu să recitesc, el să citească, să-i citesc Ferma animalelor ca pe vremea când eram mic. Și a fost șocant pentru mine să văd diferența de percepție. Cum am înțeles eu Ferma animalelor la 13 ani, copil al comunismului, căruia îi se pune o oglindă în față, cum a înțeles fiul meu Ferma animalelor, copil al vremurilor noastre, când îi se pune un alt fel de oglindă în față, și asta a fost spectaculos. După care apare revelația asta că, uite, Ferma animalelor a fost publicată în 1945. Ca cineva din 1940, și e valabil și pentru 1984, ca cineva din 1945 sau 1949 în cazul 1989, doamne, câte cifre am zis. 49, 89, cu 6. 49, 59, whatever. Cu jumătate de secol înainte ca lucrurile astea se întâmple. Să intuiască la nivelul ăsta de fidelitate realitatea, pentru mine a fost spectaculos. Anyways, Ferma animalelor este această... povestea realității animate, dacă vrei, în care o schimbare de paradigmă este transpusă în lumea animală. Animalele și nu își ucid stăpânul. Stăpânul cred că moare singur la tacă, nu mai aduc parcă așa era, începutul. Nu? Nu mai țin minte nicio ce s-a întâmplat cu stăpânul. Moare după câteva zile și porcii devin stăpânii șefii fermei, exact. Iată, învață să citească pe furiș și pentru că ei sunt intelectualii, pun mâna pe putere. Stabilesc regulile democrației, evident, care pe tot parcursul cărții ajung să se altereze și să se transforme într-o formă de dictatură și de abuz absolut îngrozitor. Povestea este atât de
atât de unul la unul cu realitatea pe care noi o trăiam în 89 și de care ne lovim, de fapt, între noi, fie vorba în fiecare zi. Bineînțeles, da. Încât... Apropo de ăștia care prin creta aia, exact, cu care scriu ei rapid niște reguli, da, zic, băi, da, noi am fost primii, știi? Apac! Gata. Poate modelul ăsta poate să funcționeze de la un dictator care distruge o țară până la, nu știu, secretarul la corporație, de la facultate. Exact, la o facultate, la o corporație, la portarul o... de la bloc prăvălie, care dintr-o dată deține cheia șeful și face regulile. Da. Exact. Și atunci nu poți să nu-i recunoști geniul lui Orwell, mai ales în felul în care reușește să facă asta cu o simplitate și cu o intuiție absolut devastatoare. S-a aprins o veioză în timp ce vorbeam. Spiritul lui Orwell. Da, zi, zi, a fost zi, de acord. Da, exact. A zis, da, da, așa e, exact. A zis, fai, ce deștepte sunteți. Dar da, este o carte foarte politică. Adică este absolut foarte clar că fiecare dintre și politică, Ferma evident. Animalelor și 1984, care oricum este cult. Deci nu putem să spunem despre ce este vorba în 1984. 1984 este despre o Google. Distopie. Este da, vorba exact. Despre Google. Despre surveillance society, despre faptul că nu mai există niciun fel de idee de intimitate, dar numai acest lucru, despre faptul că nu există, nu rezist. Acest hashtag, să zicem, cu care noi ne-am păcălit de-a lungul timpului, mamă, ce tari suntem noi, și rezistăm, de fapt, nu prea există nimic, totul este, ești învins și nici măcar nu știi că ești învins. Asta este cu adevărat blestemul, dacă vrei, faptul că, bă, am pierdut, cumva am pierdut totul. Am citit la un moment dat o chestie foarte, foarte interesantă. Era un paralelism între 1984 și distopia lui 1984 și distopia lui Brave New World al lui Huxley. Și Huxley a apărut și asta film, bineînțeles, după 1984 s-a făcut câte filme, nu știu, habar n-am. De unul singur știu eu sigur că s-a făcut. Nu știu dacă s-au făcut mai multe. Oricum este folosit în reclame, când s-a lansat Mac-ul, a apelat la elemente din 1984, adică e foarte folosită ca bază de, băi, uite ce vi se poate întâmpla în viitor. Și revenind la paralelismul între care dintre ei, dintre Huxley și ăsta Orwell, a fost mai a intuit mai bine care este viitorul. Concluzia jurnaliștilor care au stat și s-au aprofundat, nu știu dacă ai citit Brave New World. Am citit, da. Așa, a fost, bineînțeles, bă, nu, Brave New World, frate. Brave New World, acolo suntem. Suntem într-o zonă în care suntem cretinizați, consumul este ăla care ne dictează nu doar necesitățile, ci emoțiile. Deci suntem toți la click, click, click. Uite, dacă mă întreb pe mine, mie e mai greu să aleg între cele două. Eu cred că fiecare în felul ei a surprins o bucată, o felie și cred că dacă le pui una peste alta, îți dă cu adevărat dimensiunea realității în care trăim acum. E foarte important că povestea asta, cum o spui tu, deci ce era în 1989, da, clar, noi ne simțeam mult mai tare în 1984 al lui Orwell. Deci totul era orwellian, clar, gri, sinistru, societatea care te... Stereotip. Exact, bineînțeles, zona de militarizată, nu puteai să gândești. Pe când, acum, cred că am făcut tranziția în zona asta de Brave New World, unde totul este lipsit de esență, sigur, substanță. Sigur, dar să știi că am tras după noi și 1984 reinventat. Foarte posibil. Pentru că m-am trezit într-o zi, mă duceam la birou, și m-am întâlnit cu o mașinuță Google Maps, din astea care mapează, și actualizează hărțile și whatever ce fac ele. 3 zile mai târziu căutam o adresă și m-am văzut pe mine în mașină, trecând pe lângă mașinuța. A fost like mind-blowing, știi? Like, what is that? Și în capul meu a fost Big Brother. Da? Fix ăsta e modelul. Deci l-am luat pe Big Brother, l-am luat. Corect. A venit fără să ne întrebe, adică despre ce vorbim. Iar viața noastră astăzi este un 1984 digitalizat, tehnologizat, sunt camere de luat vedere peste tot. Asta știu că și pe asta trebuia să o las pentru întâlnire cu autorul, dar nu mă pot abține.
O să vorbim la Travel School despre Barcelona, pentru că Barcelona este locul în care Orwell a petrecut multă vreme în timpul războiului spaniol. Eu am vizitat Barcelona pe urmele lui Orwell și este o chestie foarte, foarte interesantă. O să vă spun atunci. Acum, treabă, doar râd. Dar... Acum doar râd gândindu-mă la ea. Și noi stăm așa și ne curge din gură că nu știu de ce râzi. Păi nu că-ți spun. Bine, bine. Îți spun, dar intru în detalii mai târziu. Piața care poartă numele lui George Orwell este primul loc din Barcelona în care au fost instalate camere de supraveghere. Adică cât de mare să fie ironia, știi? Foarte. CCTV-urile instalate în piață, primul loc din Barcelona în piața lui George Orwell. In your face, așa, știi? Dar astea sunt vremurile pe care le trăim. Da, avem camere la bancomat, avem camere pe... Ne ascultă trafic, laptopul whatever, și dacă vorbim noi despre Orwell, acum o să ne vină, o să vină niște sugestii. Exact. Da. Da, deci cred că acest 1984, pardon, nu trebuie luat ad literam. Acest 1984 este o metaforă a zilelor noastre 1-1 pe care nu ai cum să o ignori. Deci pusă peste Brave New World, this is what we are. Ah, ce este foarte, foarte interesant este că, deși suntem urmăriți și la asta am ajuns și asta a văzut Orwell, că va veni acest Big Brother cu ochiul lui mare pus pe tine, ca Sauron în Lord of the Rings, cu toate astea, noi devenim din ce în ce mai anonimi. Dar anonimi de ce? Pentru că suntem uniformi. Pentru că nu mai avem contur, nu mai avem relief, suntem toți la fel, ne îmbrăcăm la fel, avem aceleași gusturi, ascultăm aceeași muzică, vorbim în același fel. Adică totul s-a nivelat și s-a platizat tocmai prin lipsa de ofertă. Nu avem acces la resurse. Tot ce ni se dă, se strecoară, inclusiv vocabularul devine din ce în ce mai sărac, mai puchinos, ca să-i spunem așa, ca să introducem în vocabularul în cuvințele. Hai că putem și cu, așa. Și asta îți face, de fapt, sărăcia civilizațională din jurul tău. Faptul că cineva se uită la tine și tu începi să nu mai te miști, te duce la o anchilozare atât a creierului cât și a membrelor, a vocabularului, a cuvintelor. Nu mai ai nimic. Tu te miști într-un cerculeț de ăsta foarte din ce în ce mai mic și mai sărac. Și asta ni se întâmplă nouă, acum, adică dacă deschizi televizorul și asculți pe ăia, l-am ascultat acum de curând pe un primar, primarul de sector 3, sper că l-ați văzut pe Robert Negoiță vorbind despre copaci. Are, cred că, 18 cuvinte cu totul, bietul om. Asta e, el este primarul nostru, edilul, bang, a cumpărat niște copaci. Foarte frumos copacul, extraordinar. Țineți aproape, zice el, țineți aproape, nu știu ce înseamnă asta, țineți aproape. E sloganul unei televiziuni, desigur. Este sloganul unei televiziuni, exact. Și revenind la Orwell, într-adevăr, cred că asta a văzut el. A văzut ce poate să-ți facă pârnaia în care începi să locuiești, în care te închizi tu, încercând să te ferești de altfel și de alții, și în care te anonimizezi și te uniformizezi în același timp, pentru că tu ești doar o, nici mai față. Ești o uniformă. Da, știi care e problema cea mai mare, dacă mă întreb pe mine acum? Și cu această ocazie, dragi urmăritori, mai lansăm un insensibil pe lista de lucruri în care o să ne întoarcem constant în discuție. Care? Tu ai pe aia cu comunismul, că ni le-ai enumerat, Mugur, la un moment dat. Tu cu comunismul, eu cu educația, și băgă cum nevinența că ăla e fitilul scurt. Mai adaug unul care se numește politically correctness. Da. Păi eu nu mai pot cu politically correctness, înțelegi? Cred că ăsta e efectul, știi? Te-ai uniformizat, dar nu doar că te-ai uniformizat tu. Acum încep să uniformizezi și spațiul în care trăiești. Bineînțeles. Știi? Adică da, mediu, da, avem da. Reguli, n-avem voie să zicem decât așa. Zici negru? Vai, nașpa, aolo, nu o să putem să promovăm episodul că am zis negru. Am zis și război, am zis toate nenorocirile. Exact, e foarte da, da, da. Ne adresăm cu it, nu ne mai adresăm cu she, he, whatever. Suntem... ce e asta? Unde ne ducem? Și acum îmi dau seama, în timp ce vorbeam cu tine, că apropo de astea două povești ale lui Orwell, sunt două extreme. Știi efectul de pendul, știi? Știi? Da. Suntem aici la ferma animalelor, am dus dictatura în extrem și coborâm spre normalizare, pentru că am atins punctul maxim, coborâm spre normalizare și evident pendulul se duce în sus și ne ducem în cealaltă extremă, care înseamnă această uniformizare din 1984.
Mi se pare absolut spectaculos cum se învârte și cât de mare e range-ul pe care îl acoperă din două cărți un om care a trăit la mijlocul secolului trecut și care vorbește despre ce trăim noi astăzi. Da. Which is quite amazing. Vorbeam mai devreme despre felul diferit în care Ferma Animalelor a ajuns la mine și la Fimiu. Și, într-adevăr, spuneam că pentru mine a fost această oglindă în care recunoșteam realitatea, pentru că trăiam realitatea și aveam referințele respective. Diferența între felul în care povestea asta a ajuns la mine și felul în care a ajuns la Fimiu a fost exact ca diferența dintre Ferma Animalelor și 1984, pentru că dacă eu găseam warning-ul, warning-ul și avertismentul imediat, fiindcă eram unul dintre micile animale ale fermei pus în situația să devină porc, pentru că acolo eram și m-am recunoscut, Fimiu, în schimb, a perceput totul la nivel principial, pentru că îi lipsesc referințele. Și cred că asta, între noi fie vorba, este una dintre marile noastre dificultăți și unul dintre spațiile din care vine această incapacitate de comunicare transgenerațională, dacă vrei. Pentru că avem referințe diferite, avem contexte diferite, ne raportăm diferit la genul ăsta de poveste. Astăzi Ferma Animalelor nu se mai vede așa cum se vedea acum 30 de ani, pentru că lumea e alta. Pentru că ne-am obișnuit ca porcii să ne conducă. Și tu practic te-ai născut într-o societate în care porcul e la putere, adică tu ești nu fermierul. Deci tu ești obișnuit să fie porcul ăla care decide chestiile și care este un tiran. Asta este problema, că noi suntem broaștele, că copiii noștri sunt broaștele fierte în apă. Asta e problema, adică ei nu-și dau seama de lucrurile astea. Pentru ei Big Brother este un show de televiziune. Nici măcar atâta, ei nu știu ce înseamnă Big Brother. Nici pe ăla, am avut inclusiv această surpriză la un moment dat. Vorbeam cu o grupă de cursanți în care media de vârstă era foarte mică și am menționat Big Brother. Cât de foarte mică? 20 și un pic, peste 20, cu sigur, în intervalul 20-30, știi? Și am vorbit despre Big Brother și a fost like, Big Brother, serialul de televiziune. Și nu? Nimic, nu. Nu. Bebe la munte și la mare? Nu știu. Pentru că n-au nevoie de asta în realitatea lor. Da, nevoile lor sunt altele, știi? Mai e o chestie foarte interesantă. Generația asta, ce am observat eu, apropo de statul ăsta pe computer și de pe telefoane și numai, ei nici măcar nu dau accept cookies, nu știu ce, adică e un automatism, ei nu-și pun problema. Băi, eu am o amprentă digitală, cineva mă urmărește, cineva se uită la chestiile astea. Da, dar din nou, blană. Nu e vina lor. Ei acum nu, absolut. Sunt ce pur și eram simplu eu la momentul Revoluției, era singura realitate care mi era livrată. Atâta știam, atâta făceam. Again, este singura realitate care le este livrată. Și e normal să fie așa. Problema cea mai mare este că avem warning-ul în raftul bibliotecii și nu o să punem mâna pe el. Degeaba pui mâna pe el sau îl citești greșit. Exact, îl interpretezi foarte greșit. El nu o să funcționeze ca warning. Da. Ceea ce e oarecum îngrijorător dacă stai să te gândești. Dar este absolut imposibil de rezolvat. Adică mie nu mi se pare că există o soluție în chestia asta. Te poți îngrijora. Dacă vrei, poți să zic educația, ca să ne ducem exact în celălalt. Dar mai am una care poate să ne ducă tot acolo, și anume felul în care am început să ne raportăm ca societate la literatură. Mie mi se pare că ne raportăm foarte greșit. În ultima vreme trebuie neapărat să facem un episod despre asta, pentru că simt cum mi se umflă vena aici, știi? Adică am de dat afară. Manuale. La manuale sau ce? Educație? Nu la manuale, nu. La raportarea pe care unii, majoritatea, nici nu știu, o au față de ficțiune versus non-ficțiune. Ficțiunea este pierzi timpul cu ea. Ficțiunea e pierzi timpul. Hello! Da. Și non-ficțiunea este lumină și te învață cum să devii bogat în 4 pași simpli. Bineînțeles. Mai puțină la care a scris Ferma Animalelor for Dummies. Dacă baci for Dummies, să vezi tu că o să cumpere. Deci gata, asta faci. Deci neapărat o temă din asta, da? O notezi tu acolo și ne aduce aminte tura viitoare când bate în câmpii. Dar, again, filtrul ăsta prin care poți să ajungi la cele două cărți este atât de fin și atât de important încât
nu cred că putem să-l ignorăm. Nu cred că avem voie să-l ignorăm. Și dacă putem să luăm noi, adulți, în momentul ăsta, cartea înapoi de pe raft, chiar dacă am citit-o când era în bibliografia obligatorie de la clasa 7 sau cât era, să te întorci la ea, să o privești într-o nouă perspectivă și să o pui în brațe copilului tău, copilului lui frate tău, copilului, habar n-am, și să stai corespunzător pe discuție, cred că e contribuția ta la binele omenirii, nu a ta, a oricui. Nu a mea nu, că a ta nu, a ta mai puțin. Om rău. Tu doar vorbești despre asta. Good. Hai să trecem la speed date cu autorul, pentru că avem multe lucruri de discutat. Haide, băi! Iar vorbesc doar eu păi, despre bine, speed eu date. Eu mai bag și niște chestii dacă vrei. Zic că tu știi că tu faci research-uri de astea. Eu pot să-ți povestesc doar că mi-am cumpărat anul trecut din Sevilla cartea lui Orwell despre război. Ok. Să mă râd cum ar veni. Și m-am râs. Că este fabuloasă. Nu știu dacă ai apucat să o citești. Nu. Mărturisesc că nu. Omul practic a ajuns, după cum o să vorbim, la Barcelona. El a crezut foarte tare în, fiind comunist. El fiind comunist. E clar ce Dumnezeu. Nu putem să ne ferim de asta. El a venit să ajute. Dar să știi că la momentul respectiv, iartă-mă pentru această paranteză, nu era o rușine să fii comunist. Bineînțeles, adică, dar comunistul la noi a fost, adică la noi a devenit exact, o mare problemă. Adică l-am avut pe Moța și ce Dumnezeu a mai avut, Moța și Marin, îi chemau pe legionarii noștri care au luptat de cealaltă parte. Între luptătorii, în armata, deci acolo era un dezastru spaniolesc, adică era o circotecă. Bun, să ne întoarcem la Orwell și... Ne întoarcem la Orwell. Adică ce am găsit în cărticica respectivă erau gândurile dumisale despre putința și dotarea și știința luptei în rândurile luptătorilor comuniști, socialiști și ce Dumnezeu mai erau, de stânga, partea de stânga, erau zero. Adică ăsta spunea, norocul nostru este că ăștia spaniolii habar n-au să tragă. Habar n-au să lupte. În general sunt interesați foarte de mâncare. Da. Adică astea sunt lucrurile... Păi, norocul lui erau niște latini, nu niște nemți mașinuțe care să fi făcut acolo, să fi făcut ei treaba cum se pe cere. Pe mecanism, exact așa. Așa că toată cartea asta este de fapt o odă adusă joie de vivre lui spaniol, care da, era prins în acest conflict... războiul civil din 1930 și nici nu știu când a venit el, din 34 a venit el sau 35, 36, 36 a ajuns, așa, el n-a stat mult, dar a fost într-adevăr rănit. Aici despre asta o să vorbim la speed date cu autorul, fiindcă tot mi-ai ridicat la fileu, că nici nu știam ce să aleg, că sunt atât dintre de multe toate chestii despre... Cum a ajuns el la război? Da, a ajuns pentru că era jurnalist și trebuia să facă reporting pentru BBC, era jurnalist la BBC. Și s-a alăturat cauzei și a devenit brusc combatant. În calitatea lui de combatant, dar și de jurnalist BBC în același timp, avea nevoie de cazare, deci a fost cazat la Hotel Continental. Locuia la Hotel Continental, unde evident și-a adus și soția în interes de serviciu. Și locuia împreună cu soția la Hotel Continental, știi, la Rambla, da? Da, în Barcelona. Ei, Hotel Continental este fix la intrarea pe bulevard, undeva pe partea stângă. Vreo 200 de metri mai în față, pe partea dreaptă, este, cum se cheamă, piața? Cum se cheamă piața din la Rambla? Dumnezeu știe. Pune acolo, dai context. Da, GPS, o să găsim. O citiți în comentarii că o să-mi aduc aminte și pun acolo, că așa fac tot timpul. Așa, era piața și lângă piață este o clădire care la momentul respectiv funcționa ca teatru sau cinematograf, a devenit ulterior. Și el a fost pus de pază, era santinelă, gardă, pe acoperiș, unde se plictisea îngrozitor și a citit toate cărțile Penguin, pentru că nu avea ce să facă, se plictisea îngrozitor. Se băteau, se plictiseau și ei la rândul lor. Stătea pe acoperiș acolo și citea și a citit tot Penguin. Deci, practic, imaginează-ți viața lui Orwell în această perioadă. Se ducea, pleca dimineața, își săruta soția, pa iubitule... Du-te la luptă. Da, spor la serviciu. Spor la război. Aici, făcea sandvișulețul.
Ăsta își lua de saga, pușca pe umăr, se ducea la liceum, se cheamă clădirea respectivă, urca pe acoperiș, scotea cărticica și începea să citească. Din când în când rămânea fără bere sau fără țigări. Și pe acoperișul clădirii de alături erau dușmani. Și din când în când, când rămânea fără țigări, se ridica și făcea: băieți, nu mai am țigări, voi mai aveți bere? Nu mai avem. Și el le arunca bere și ei aruncau țigări, practic în afara orelor de program. După care își termina misiunea, se ducea acasă la soție, care l-aștepta cu cartofi copți. Asta era mâncarea. Asta era mâncarea de bază, da. Mi s-a părut absolut delicioasă abordarea asta asupra războiului. Toate poveștile din cartea asta sunt despre foame. Asta era, da. Războiul pentru el, asta a fost nasol. Asta a fost ceva ce l-a cutremurat. Asta însă nu îl face mai puțin principial sau mai absolut. Consistent în credințele și în misiunea lui în care a fost implicat până la capăt. Și o altă poveste este asta de care începusem deja să vorbesc, și anume că în cinstea implicării, Barcelona a dat numele unei piațete, i-a dat numele George Orwell, este vis-a-vis de clădirea pe care stătea să facă de gardă. Se numește piața George Orwell și, așa cum ziceam, paradoxal, este primul loc din Barcelona unde au fost instalate camere de supraveghere. Ceea pe care ar fi trebuit să le fure cineva, asta era tare. Să-ți fure camere de supraveghere, cred că ar fi a first. Mă, nu știu, cred că era o poveste legată și de asta, că la un moment dat depăzea poliția, dar nu mai știu de ce. Scapă contextul, acum e foarte posibil să aibă legătură acolo. Una peste alta, George Orwell e un personaj, aș bea oricând o cafea cu el, mi se pare absolut magistral. Evident că, na, ca fiecare dintre noi, are și această natură amuzantă, simpatică, dar asta nu îl face mai puțin decât este, și anume un titan al literaturii universale, care din două cărți practic îți construiește un secol. Toate secolele de acum înainte, dacă stai să te gândești și să le pui în perspectiva. Că dacă vine furtuna aia solară care o să ne distrugă nouă energia și așa, o să vă duce și cu camere și cu netul și cu tot, deci va fi ok. Eu mă rog pentru furtuna solară. Eu mă rog pentru Barcelona ca să putem să ne ducem la bucata următoare și să o ardem mai peaceful, dacă se poate. Așa că, nu știu, travel is cool la Barcelona. Tu ești ghidul de călătorie. Du-ne la Barcelona. Am stat în timpul conflagrației virusilor. Acum, în 2020, am stat lângă Barcelona, într-o localitate care se cheamă Siges, care este la 40 de kilometri de Barcelona. Ca atare am apucat să văd Barcelona goală, băi, nebunilor. Probabil Barcelona era goală. Barcelona era goală, nu eu eram goală, deci eram goală de alte chestii, dar, mă rog, eram învașmântată. Și a fost ceva foarte, foarte super giga stran. Eu am fost prima oară la Barcelona în 2001. Mi-amintesc foarte clar că nu mi-a plăcut, dar mi-a plăcut pentru că am făcut o sandwich între Roma și Lisabona. Și după Roma, adică, mă scuzi, nu prea poți, e ceva așa, adică, bine, Barcelona. Cine, mă? Cine? Ce? Gaudi? Pleacă-mă de aici. Deci n-a funcționat. N-aveam așa niște emoții și, mă rog, legate de Barcelona. Am revăzut-o după aceea în timp, am mai tot mers, dar la fel era așa un Buzău al nostru, dacă vrei, dacă puteam să aleg un Buzău, ăla era Buzău Spaniei. Și acum, cu ocazia asta, mi se părea tot timpul aglomerată, chestia cu Rambla, unde erau, bineînțeles, conaționalii noștri care cântau și cerșeau. Bocheria, cred că se numește. Bocheria? Da? Nu țin minte, nici să mă bați în mânt, eu sunt varză la chestii de astea geografice. Trebuie să verific, nu vreau să spun o tâmpenie. Dar acum, văzând o Barcelona goală, fără oameni, pentru că, bineînțeles, era toată lumea stea în casă. Bine, s-a dat drumul la treabă, cred că pe 4 mai am putut să ieșim și noi din case în timpul COVID-ului, pandemiei, și deci să putem să ne deplasăm pe distanțe de astea, să poți să vezi Barcelona, iată. Erau o grămadă de baruri închise, restaurante care aduseră faliment, bineînțeles. Foarte puțină lume, că turismul era, totul era închis. Și e fabulos când e așa. Adică poți să vezi casele, poți să vezi
bulevardele alea, poți să vezi natura, poți să vezi parcurile. Complet altă lume. Mi s-a părut, na, adică m-am rugat pentru pandemie și a zis, băi, ăla de sus a venit și cu lucruri bune, nu da, poți să zoom-ul, asta. Clar, zoom-ul, muncitul exact. Clar de la distanță și iată această filtrare a noise-ului ăla. Acum, din ce înțeleg, este la fel, de nerespirat, deci nu se mai poate. Da, Sagrada, să vorbim de Sagrada, să vorbim de uite, alte lucruri. Pot să-ți povestesc cum a fost pentru mine Barcelona și completăm imediat. Am văzut Sagrada doar pentru că acolo oprea autobuzul din care coboram. Eu am văzut Barcelona fix în contextul Orwell, pentru că era din parte din proiectul meu cu Ocolul Luminos de cărți. Cred că a fost a doua sau a treia destinație. Prima a fost cum Paris cu Hemingway. Așa? Bocheria se numește aia, că am reținut. Nu, căutam altă chestie. Palatul Muzicii, asta vreau să zic. Am așteptat cum cheamă pe arhitect. În fine, după aia am fost la Lisabona după Saramago și pe aia cred că am fost la Barcelona după Orwell. În fine, irelevant. Cert e că am nimerit într-o perioadă în care în Barcelona era una dintre cele mai mari conferințe ale medicilor. În Barcelona tot timpul e o conferință cuiva și da. Evident n-am găsit cazare în oraș, așa că am luat cazare undeva ca și tine într-o localitate de lângă sau whatever. Și trebuia să facem în fiecare dimineață o oră și ceva pe drum ca să ajungem în Barcelona. Și evident coboram lângă Sagrada Familia, asta a fost, repet, singurul motiv pentru care am și văzut-o. După care o luam frumos spre Rambla. Mai mult decât atât, am nimerit o perioadă în care ploua, băi, deci ploua constant, înțelegi? Și atunci asta cu exploratul nu mai era mare bucurie. Deci tot ce am știut la 2-3 zile cât a fost, a fost Rambla. Deci eu altceva din Barcelona, afară de Sagrada Familia și la Rambla, n-am văzut. Și piața aia de frumoasă de pe Rambla. Dar, da. Exact. Da, și aia. Dar căutându-i urmele lui Orwell, am mai constatat o treabă și anume că n-a fost singurul care și-a lăsat urmele pe acolo, pentru că nu e așa războiul civil din Spania. I-a adus pe toți băieții așa. I-a adus pe toți băieții de la Paris care era peste drum, da? Da. Ce s-a întâmplat? În 1920, imediat după primul război mondial, toată deșteptăciunea universului s-a mutat la Paris. Da? Aveam Picasso, aveam Hemingway, ca să mă repet că îmi place, aveam Gertrude Stein, aveam Joyce, aveam toată lumea era în Paris, formând această Lost Generation, cum a fost numită la momentul respectiv, și care în momentul în care a început zăpăceala în Spania, a luat acest o strană de spaniol, da. Dintr-un motiv, ce să vezi, majoritatea lor erau, nu-i așa? Comuniști. Jurnaliști. Comuniști și comuniști. Iar și au anarhiști. Plecat, au plecat în prima fază în interes de serviciu. Au da, plecat da. Să facă, da, să facă știri de presă. Și evident și-au lăsat urmele pe acolo, drept care nu m-am mirat absolut deloc ca peste drum de hotelul continental la care stătea Orwell să descoperă un mic băruleț care încă mai păstrează urmele lui Hemingway cu scris pe șervețele afișate în pereți. Ce am mai descoperit acolo? Am descoperit cel puțin 3 cârciumi în care bea Hemingway. Una dintre ele, vai ce, îmi pare rău că îi uit numele, dar din nou, o să punem link-ul în descriere cu fotografiile pe care le-am făcut la Barcelona, pentru că pe Facebook există Ocolul Luminos de cărți, e pagina proiectului. Și între pozele respective am pus și cele 3 bodegi crâșme în care obișnuiau oamenii ăștia să bea. Dar asta la care mă refer acum este o crâșmă care a rămas neschimbată de atunci. Nici măcar n-au zugrăvit-o. Înțelegi? Deci știu că am intrat cu prietena mea care s-a uitat pe lângă ea și a zis, eu te aștept afară. Rămâi tu ce vrei. Putea să-i pice în cap oricând ceva. Oglinzile alea cu patină, știi când se duce argintul și începe exact, să se păteze să cojească, de da. La fum, de la da. Tavanul pe care efectiv se cojea zugrăveala, deci totul păstrat unul la unul și încă funcțional. Adică avea program, deschideau seara la 20 și țineau deschis până la miezul nopții, ăsta era singurul interval în care funcționau, pe durata zilei era închis. Dar era exact lumea, efectiv, știi Midnight in Paris? Da, cum să nu, da.
Woody Allen, exact ăsta era sentimentul. Știi că în Midnight in Paris, băiatul ăsta urca într-un taxi și se întorcea în anii 20. Da. Treceai pragul acestei crâșme și intrai în anul Domnului 1935, 36, 39. Da. Și tot vibe-ul ăla și toată atmosfera aia era acolo, era vie, trăia acolo, înțelegi? A fost absolut spectaculoasă experiența asta și mi-amintesc acum, uite, pentru că vorbeai tu despre ea. Și despre felul în care putem să percepem bucăți de oraș, nu e obligatoriu să te duci la Barcelona să vezi parcul Gaudi sau... Da, asta este, asta e o chestie foarte, foarte, super interesantă, că este foarte vândută bucata asta gaudiană, adică zona Orwell și scriitor nu prea există și... Da, ok, au niște muzee, au niște... au Montjuïc, nu? Așa se cheamă? Aș e un mega cimitir, e un mega cimitir fabulos în care te poți duce să te pierzi acolo, sunt numai biserici, au biserici, noi n-avem biserici în București, cum au ăia capelele familiilor de nobili din Barcelona. Sunt o grămadă de locuri la care, din nou, adică cumva trebuie să ieși de pe circuitul ăsta pe care te pune o agenție sau te pune, puterea obișnuinței, te pune Orwell-ul și exact lipsa lui de alternative. Da. Adică ce ai făcut acolo? Rețeta. M-am dus și am mâncat și am mâncat-o pe aia. Rețeta. Uite, de exemplu, apropo de ce spuneai tu, pe mine m-a spart Palatul Muzicii. Palatul Muzicii este pitit pe undeva, nu este făcut de Gaudí, este făcut de un alt nenic. Te duce în zona asta de organic și de arhitectură de asta care face ceva cu piatra aia de pare vie. Este pe undeva pe acolo, pe lângă cartierul gotic, o clădire, pe afară așa, nu înțelegi tu mare lucru, dacă intri leșini, care a fost gândită, finanțată din banii băiețașilor din jur, care au zis, noi stăm într-un cartier nasol, muncitoresc, în 1900. Barcelona era o urâțe, era copșa mică. Deci asta era Barcelona în 1900. Era un oraș murdar cu, lasă holeră și boli, port, prostituție, sifilis, ce vreți tot voi. Ce deci tot ce era bun și plăcut, un oraș îngrozitor, mortalitatea enormă, cenușiu, se aduceau din port cărbune, totul era negru, prăfos. Nu poți să-ți imaginezi în momentul ăsta Barcelona de acum, la care te duci tu și faci poze la clădirea lui Gaudí, cu chestia aia. Da. Și oamenii au zis, avem nevoie de ceva frumos. Și au vorbit cu acest Domenic, nu știu cum Dumnezeu îl cheamă, așa, m-am uitat de degeaba, Domenic, că nu am cumva, niciun okay. fel. Domnul arhitect îl cheamă... O să avem multe lucruri de clarificat Montaner, în comentarii. Okay. Exact, în comentarii. Să vă uitați la Palatul de Muzică. Palatul Muzicii, ca să zic și eu în românește, ca să nu iasă vreo tâmpenie să fi zis ceva spaniolo, catalano, nu știu ce. De ce, mă, că tu ești pregătită pe spaniolă, că de acolo vii? Dos cervezas, por favor, ăla le știu, pa, și păi dos copas de vino. Trebuie să știi tehnologie elementară, să supraviețuiești, bere, vă rog. Da, și asta să zic, deci este o chestie asta doar să forezi un pic în istoria acestui oraș, să-ți dai seama că de fapt a fost oribil și a ajuns splendid. Și deci avem și noi o șansă. Deci cumva asta e o încercare de a captura un pic de optimism. Păi, dacă uite oamenii se unesc, că de fapt, ți-am zis, erau vecinii. Vecinii au zis, da mă, hai mă, ia câți bani vrei, atâta. Ia mă de aici. Fă-mă ceva frumos, te rugăm noi frumos. Și au făcut această splendoare, care este ceva fabulos. Deci se poate și la noi. Cu siguranță se poate. Da. Dar și iată, comuniști, nu? Pentru că nu e așa, s-a făcut la comun. Deci comunismul nu trebuie neapărat să fie o chestie terorizantă, orwelliană. Păi de asta și ziceam mai Știi? Devreme, că practic să fii comunist nu era o rușine la exact. Momentul respectiv. Era o chestie de, băi, tu te luptai de fapt cu dictatura, cu militarizarea, cu toți acești diavoli care erau de fapt de dreapta în momentul ăla. Anarhiștii și comuniștii erau ăia care duceau umanismul mai departe. Exact. De fapt, despre asta era vorba. Noi ca specie suntem, nu-i așa, gregari, sociali. Noi nu putem să existăm de capul nostru. Singur, da. Exact.
Dar iată, am ajuns ca istoria să ne fie mermelită și terfelită de către, de către niște băiețași și noi acum să ajungem să, să urlăm în continuare. Uite, pot să zic că este 14 iunie, nu e așa, astăzi, în care, ieri 13 iunie, 14 iunie, probabil copiii noștri, nu știu că în 13-15 iunie, lumea s-a bătut să înfrângă comunismul, pe bună dreptate, dar pe, nu comunismul. Ci acea camarilă de ticăloși, exact, care pusese rămâna pe putere. Deci noi, nu, noi ne luptăm în continuare cu comunismul. Auzi de astea, jos comunismul. Jos comunismul. Băi, dar nu, ce-a vrut să spun autorul? Tu n-ai avut niciodată nimic la comun cu Ceaușescu și nici cu PCR-ul. Adică asta au și făcut. Ei erau niște feudali care ți-au furat tot. Da, iar am ajuns în politică. Erau și în porcii. Comunismul meu. Păi nu. Păi de la porci am plecat. Da, la asta porci așa ajuns. Că mi-am și făcut istoria, freza asta varză. E, da? Asta e, e George Orwell, asta e Ferma animalelor, asta e 1984. E istorie și e, nici nu vreau să-i zic moștenire culturală, e, e bagaj și e plasă de salvare dacă pui mâna pe ea și o citești în cheia potrivită. Așa cum, na, ăsta ar trebui să fie rolul literaturii, să, să, să fie voce, să te trezească la realitate. Așa că hai să umflem rafturile și să trecem la... Recomandări! Recomandări! Data trecută am promis niște... recomandări mai vesele, dar nu pot. Adică au venit cu ceva trist? Nu, nu sunt triste, sunt digerabile, e ok. Dar am ales, știu că am avut un episod despre Gospodinov, da, deși da. Era cât pe ce să mai avem unul. Da, ne plac bulgarii. Am uitat, ne place bulgarul ăsta în mod special, iar partea cea mai drăguță e că nu ne place doar nouă, îi place lumii. Tocmai a câștigat... uite, pe copertă scrie roman nominalizat la International Booker Prize 2023. Tocmai l-a câștigat. A, pe bune? Da, da. Tocmai l-a câștigat săptămâna trecută. Trăiască. Cu o poveste, se numește Refugiul Timpului. Cu o poveste care ne poartă, ce să vezi, în comunismul bulgar. E de citit. Nu insist pe Gospodinov, pentru că cine știe unde ajungem din nou. Mă mai opresc la încă o... la încă un autor peste care am trecut împreună, Friedrich Bachmann. Da. Am vorbit despre amintesc, un eram nume... tânără. Când am vorbit erai de tânără. Acum câteva luni, băbit. Încă erai tânără. Da. Și care... Tocmai a fost Bookfest-ul, ca să ne înțelegem, și am venit cu o pradă generoasă. Astea sunt achiziționate acolo. Acest Bachmann este un Bachmann atipic, pentru că Bachmann de obicei scrie câte 704.000 de pagini, mult, scrie multe. Ca, ca pe internet. Da. Această cărticică, apropo de fondul lui de blogger despre care povesteam în, în episodul despre el, și nu e așa, o să punem un link către episodul pe care l-am avut cu Bachmann cum în cazul în care l-ați scăpat, deși sper că nu. Este o carte de vreo 80 de pagini, cred că are, dacă nu mă înșel. Eu am citit-o, da, 80 de pagini. Am citit-o la volan, de la... Ceea ce spune multe despre trafic sau despre viteza ta? Și despre una și despre okay. De la Bookfest până acasă, la, pe durata câteva semafoare am citit-o, doar că n-a fost destul. Am recitit-o, pentru că este o temă care a ajuns să mă atingă personal într-un mod neașteptat. Să vorbim poate altă dată despre asta. Cartea se numește Și în fiecare dimineață drumul spre casă e tot mai lung și a pornit de la o postare de blog pe care Bachmann a scris-o pentru susținerea unei campanii de conștientizare a bolilor mentale. Mm. A ieșit această bijuterie. Și ultima pe care o pun pe listă, care sper să spele totuși nevoia de pozitiv, de, na, de ușor, de mai ușor, dacă se poate, este cel mai recent titlu semnat Radu Paraschivescu, Garoafe la bordel se numește, lansat tot la Bookfest. Despre ce e vorba? Puneți mâna dacă pe cu garoafe, ceva este, cu comunismul? Este o, este... e o culegere de proze scurte. Ah, deci okay. O lectură la îndemână, relaxantă, în da. Stilul lui Radu Paraschivescu, care, din punctul meu de vedere, este un maestru al prozei scurte. Puneți-o pe listă, încărcăm... raft în continuare tura viitoare. Pe curând!